Igor Dodon rămâne în arest la domiciliu pentru încă 30 de zile. Magistrații Curții Supreme de Justiție au admis parțial demersul procurorilor. Prin urmare, fostul șef de stat rămâne în arest la domiciliu până în data de 20 noiembrie. Mai mult, Igor Dodon are interdicția de a părăsi domiciliul, dar și de a discuta cu figuranții în dosar. Totodată, acesta este obligat să răspundă la apelurile procurorului. Ședința a fost pusă pe pauză pentru data de 24 octombrie. Înainte de ședința de judecată, fostul șef de stat a precizat că pledează nevinovat și că va insista ca toate audierile să fie publice. Potrivit lui, principalii martori în dosar sunt Vladimir Plahotniuc și Sergei Aralov. După pronunțarea deciziei de către magistrații Curții Supreme de Justiție, Dodon a declarat că o va contesta. Noi vom ataca împreună cu avocați această decizie. Noi ne-am așteptat o astfel de decizie. Nu a fost acceptată cererea procurorilor de a pune restricții suplimentare. Cu această cerere, domnul procuror vine în fața instanței deja a cincea lună. Igor Dodon este primul șef de stat judecat pentru o infracțiune comisă în perioada în care își exercita mandatul. Din aceste motive, dosarul a fost transmis spre examinare direct la Curtea Supremă de Justiție. Procurorul susține că Igor Dodon a discutat cu mai multe persoane implicate în dosar, fapt ce a provocat dificultăți în urmărirea penală. A fost admis demersul, s-a prelungit măsură preventivă pe un termen de 30 zile în privința inculpatului, și cu interzicerea de a ieși din locuința sa, cu interzicerea de a comunica cu persoanele implicate pe cauză penală prin telefon, trimitere poștale și prin alte mijloace. Igor Dodon e învinuit în acest dosar de corupere pasivă și finanțare politică ilegală. Fostul președinte mai e cercetat penal pentru îmbogățire ilicită și trădare de patrie. Pe masa magistraților se află și dosarul Energocom, în care Dodon e învinuit de depășirea atribuțiilor de serviciu în perioada când era ministru al economiei.